obiective celebre, cum ar fi Casa Cuza, punând-o pe doamna Monu și să-și asume la vârsta venerabilă de 86 de ani, nu, justificarea cheltuirii a 30 de miliarde de lei vechi, adică aproape 1 milion de euro pe o casă de vălătuci, nu de chirpici. Chirpicul este o cărămidă nearsă, un proces tehnologic mai elaborat puțin. Trebuie să pui lutul ăla cu paie într-o formă, să-l lasi usuce la soare, trece timpul. Din coace iei pământ din gaură și pui între parii care i-ai adus de la dealul mare și ți-ai făcut casă, una, două. Și insistă cu tot felul de notițe. Eu am văzut ce a scris doamna Monu. I-am și atras atenția că nu trebuie să oprească ca un istoric adevărat, ce este la jumatea drumului, ci să meargă până la capăt. I-am dat și câteva indicații unde găsește documentele, ca să nu fac eu efortul acesta, că nu m-a chemat pe mine să-i fac notița istorică. Doamna ajunge la concluzia că nu-i casa lui Cuza, în care s-a născut Cuza, pentru că era prin Munteni, nu era prin Podeni, dacă, sigur, pe logica istorică, merge și zice că erau a unor neamuri de-a lui Cuza. Nu era nici această variantă, pentru că, din nefericire, ceea ce e logic nu e arheologic. Și eu am aici documentele în baza cărora acea casă a fost revendicată și s-au primit despăgubiri la legea 10 în două rânduri, adică două familii au primit despăgubire și e vorba de despăgubiri primite în 27-a 5-a și 29-a 5-a de către, deci în 27-a 5-a primit Dragomir Jveț Teodor și Jveț Huțuleanu Leonaș, iar în 29-a 5-a a primit Chifane Corina, în baza notificărilor depuse în termen la legea 10. Și zice, dosarul este de la primăria Bârlad, da? Și îl găsește domnul Boroș, dacă vrea, în arhiva cu dosarele la legea 10. Acolo, ca să primești despăgubiri, trebuia să faci nu numai dovada că ai avut strămoși proprietari pe casa respectivă, dar să arăți și samavolnicia deciziei de naționalizare și totodată evaluarea unui expert care să ducă la împărțirea cotelor de despăgubire în urma aplicării legii. Și legea spune și dosarul acesta că imobilul din Alexandru Ioan Cuza 95 a fost confiscat prin decretul din 438 din 1951 și decizia 985 din 1951 a CS București, Curții de Supreme București, da? Anul construcției 1920. Deci la 1920, nu numai când nu era nici Cuza, nici neamurile lui Cuza, nici praf din Cuza pe aici. Data naționalizării 17-11-1955.